Doborâtă de sistemul antiaerian din Ucraina au căzut luni dimineață pe teritoriul localității Naslavcea din raionul Ocnița. Potrivit Ministerului de Interne, victime nu au fost înregistrate, dar ferestrele mai multor case din sat au fost distruse. Momentul când cad bucăți din rachetă... De la Cuciurgan. Pentru ziua de mâine, Republica Moldova va avea un deficit necontractat de energie electrică de aproximativ 4070 de megawați. În luna noiembrie, Gazprom a confirmat doar 5,7 milioane de metri cubi de gaz pe zi pentru țara noastră, ceea ce reprezintă 51% din volumele agreate conform contractului. Acest volum va fi repartizat după cum urmează: 3,4 milioane de metri cubi pe zi pentru malul drept și 2,3 milioane pe zi pentru malul stâng. Regiunea transnistriană va primi cu peste 40% mai puțin decât în luna octombrie. Tot azi, Energocom a achiziționat de pe piață alte 27 de milioane de metri cubi de gaz. În total, rezerva strategică de gaz este de aproximativ 127 de milioane de metri cubi, a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu pe pagina sa de Facebook. Prim-ministra Natalia Gavrilița a venit în această seară cu o reacție referitor la incidentul petrecut în această dimineață, după ce o rachetă doborâtă de sistemul antiaerian ucrainean a căzut în extremitatea de nord a localității Naslavcea din Republica Moldova, aflată la graniță cu Ucraina. Dragi cetățeni, astăzi la nordul țării o rachetă a căzut în localitatea Naslavcea din Republica Moldova, aflată la graniță cu Ucraina. Oamenii din localitate au auzit și văzut cu proprii ochi consecințele agresiunii militare ruse în țara vecină. Nu putem lăsa fără răspuns faptul că viețile unor cetățeni ai noștri au fost puse în pericol. La Naslavcea s-au deplasat imediat polițiști și salvatori pentru a preleva probe și a audia martori. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a convocat de îndată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale Locale, care va evalua pagubile de la cele 26 gospodării afectate. Prim-ministra Natalia Gavrilița. Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ana Revencu, a avut o convorbire telefonică în această seară cu omologul său ucrainean, Denis Monastirski, în legătură cu incidentul produs azi dimineață la nordul localității Naslavcea, când părți dintr-o rachetă doborâtă de sistemul antiaerian ucrainean au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Cei doi oficiali au reconfirmat sprijinul reciproc și dialogul permanent. Potrivit ministerului, cei doi oficiali s-au informat reciproc despre situația produsă, precum și despre măsurile luate de autorități moldovenești și ucrainene la frontiera de stat și în zona producerii incidentului. Totodată, cei doi demnitari s-au pus la curent în legătură cu stadiul anchetei, iar ministrul ucrainean a arătat disponibilitatea echipelor de specialiști ucraineni de a sprijini autoritățile moldovenești în identificarea provenienței rachetei distruse de antiaeriană ucraineană și în diverse proceduri tehnice. De asemenea, ministrul Ana Revencu l-a informat pe omologul său că țara noastră tratează cu seriozitate incidentul, pentru că astfel de evenimente pun în pericol viețile cetățenilor din ambele state. Președintele Maia Sandu va efectua mâine o vizită de lucru la București, unde va avea întrevederi bilaterale cu președintele României Klaus Iohannis și cu prim-ministrul Nicolae Ciucă. Șefa statului va participa la conferința internațională Femeile Parlamentare din România și promovarea egalității de gen ca angajament național, organizată de Parlamentul României. De asemenea, se va întâlni cu membrii Clubului Oamenilor de Afaceri din Basarabia. Ministrul Apărării rus Sergei Shoigu și omologul său turc Hulusi Akar au discutat luni la telefon despre suspendarea de către Moscova participării sale la acordul ce permite exporturile de cereale ucrainene. Ankara fiind unul dintre garanții acestui acord, a anunțat Ministerul Apărării al Federației Ruse, informează AFP și Reuters. Potrivit Reuters, ministrul turc i-a spus omologului său rus că Moscova ar trebui să revină asupra deciziei sale de a-și suspenda pe termen nedefinit participarea la acest acord. Președintele turc Recep Erdogan a exprimat luni dimineața angajamentul țării sale de a menține acordul privind exporturile de cereale din Ucraina în pofida retragerei Rusiei din acesta. La final, datele meteo. Pe 1 noiembrie se prevede cer variabil, fără precipitații, noaptea și dimineața ceață slabă. Vântul va sufla din nord-vest slab, presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura aerului noaptea va oscila între 38 grade, ziua între 15 și 20 de grade. Pe 2 noiembrie se prevede vreme fără schimbări. Ați ascultat un buletin de știri.